Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Victoria Pietraru și vă prezint știrile Canal 5. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Alegerile prezidențiale vor fi organizate cel mai probabil la mijlocul sau finalul lunii octombrie 2024, spun deputații PAS. 25 de șefi ai direcțiilor de învățământ din raioanele țării vor fi concediați și doar 10 își păstrează funcția, a anunțat ministrul educației Dan Berciun. Asistentele personale ale propriilor copii cu dizabilități severe au lansat o petiție colectivă în care cer să nu fie concediate sau să li se reducă salariul cu 50%, asta după ce Primăria Capitalei a venit la începutul lunii cu un ordin în acest sens. Locuitorii Capitalei și-au primit noile facturi la utilități care pentru mulți consumatori au fost mai mari decât anul trecut în aceeași perioadă. 25 de șefi ai direcțiilor de învățământ din raioanele țării vor fi concediați și doar 10 își păstrează funcția, despre asta a anunțat ministrul educației Dan Perciun la o conferință de presă. Se întâmplă după ce au fost aplicate noile prevederi la codul educației care stabilește condițiile ce trebuie întrunite la numirea șefilor. Potrivit noilor prevederi din codul educației, urmează a fi demiși șefii direcțiilor de învățământ din municipii și raioane, care își exercită funcția de mai mult de 4 ani. Nu au fost numiți prin concurs, au fost numiți pe perioadă nedeterminată sau asigură interimatul. Solicitarea vine în contextul în care la 26 ianuarie 2024 expiră termenul de 45 de zile de la adoptarea deciziei Curții Constituționale din 12 decembrie 2023, prin care au fost confirmate modificările la codul educației, adoptate de Parlament la 17 august 2023. Potrivit Ministerului Educației, Curtea Constituțională a verificat constituționalitatea acestor modificări și a declarat inadmisibile sesizările depuse de câțiva deputați și de un consiliu raional. Prin urmare, direcțiile rămase fără șef vor avea interimari până la organizarea unui concurs de angajare a conducătorilor subdiviziunilor. Ministerul Educației mai notează că în majoritatea raioanelor interimatul va fi asigurat tot de actualii șefi de direcție. Printre șefii de miși s-ar putea regăsi și cel al Direcției Educației a municipiului Chișinău, Andrei Pavaloi. Încă nu știu ce ordin va fi emis în raport cu mine personal, ținând cont de faptul că Primăria municipiului Chișinău a transmis un demers răspuns la solicitarea ministerului, prin care a argumentat că subsemnatul nu mă încadrez nici în una din modificările care au fost aduse la lege. În mod normal, urma să ne regăsim în acei 10 care nu vor fi demiși, dar își vor continua activitatea. Ministrul Educației susține că în doar 10 direcții de învățământ șefii au fost numiți prin concurs pe o perioadă de cel mult 4 ani și nu dețin acel mandat mai mult de 2 mandate, așa cum prevede legea. Codul Educației din 2014 a stabilit aceste reguli. Ceea ce facem noi acum este să ne asigurăm că toată lumea le respectă. Respectiv, 10, în 10 cazuri regulile au fost respectate, de asta eu am rămas în funcție. În celelalte cazuri, regulile nu au fost respectate, ei urmează să fie demiși sau deja au fost demiși de către consilii raionale. Deci din acele 25 de cazuri, noi avem 12 consilii raionale care, ca urmare a modificării legii, au emis dispozițiile de eliberare. Și avem 13 unde ministerul va emite aceste dispoziții. Aceste lucruri se vor întâmpla luni. Potrivit oficialului, din cele 25 de cazuri, în 15 șefi interimari vor fi numiți actualii șefi de direcții. Deci nu se schimbă persoana. Pentru noi este important să intrăm în cadrul legal. Deci scopul acestei schimbări nu este să dăm pe cineva afară sau să punem alți șefi de direcție, pentru că oricum asta fac consiliile raionale. După numirea interimarilor, consiliile raionale să pornească o procedură de concurs conform legii și să selectăm șefii de direcție. Asta este ceea ce se va întâmpla în următoarele 6 luni de zile, pentru că legea spune.
Șeful Direcției Educație din Chișinău declară însă că decizia Ministerului Educației ar putea provoca proteste. Odată cu anunțul Ministerului și circulara emisă de către ei, am avut mai multe sunete, dar și am avut demersuri venite din partea directorilor prin care își arată nemulțumirea, demersuri semnate de către directorii instituțiilor de învățământ, aproximativ 80% din toți directorii, din toate entitățile municipale, inclusiv membrii ai colectivului, care și-au manifestat dezacordul cu reformarea structurilor raionale, cum ar veni, de învățământ, și mi s-a transmis că în cazul în care încearcă să facă acest lucru și cu municipiul Chișinău, ei vor protesta. Amintim că Parlamentul a aprobat pe 17 august un amendament propus de PAS, care prevede că tuturor șefilor de Direcție Educație din țară, care nu au fost numiți conform Codului Educației, li se va înceta de drept mandatul. Până la numirea unui nou șef de direcție, conform regulamentului, interimatul pentru aceste funcții va fi asigurat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Deputatul PAS, Eugen Sinchevici, a declarat atunci că funcția de șef de direcție de învățământ era una politică și că scopul amendamentului este să motiveze consiliile raionale să organizeze concursuri de angajare. Amendamentul a fost atacat de opoziția parlamentară la Curtea Constituțională, care însă a respins sesizarea. Magistrații au constatat că modificările la Codul Educației adoptate sunt constituționale. Asistentele personale ale propriilor copii cu dizabilități severe au lansat o petiție colectivă în care cer să nu fie concediate sau să li se reducă salariul cu 50%. Asta după ce Primăria Capitalei a venit la începutul lunii cu un ordin în acest sens. Părinții susțin că dacă vor rămâne și fără salarii, nu-și imaginează cum se vor descurca pentru a-și întreține copiii. Autorul petiției, Alisa Halupeac, a făcut un an de când își îngrijește copilul de 4 ani cu un grad de dizabilitate sever. Femeia spune că a început cu un salariu de 3.700 de lei, iar de acum 2 luni primește 5.000 de lei. Ea spune că, deși în familie vine și leafa soțului, nu-și imaginează cum se va descurca dacă va fi lipsită de acești bani, în condițiile în care spune că toate serviciile de îngrijire și medicamentele sunt costisitoare pentru ea. Eu, pe lângă cheltuielile care le fac o familie obișnuită, da? Am și tratamente, costul de tratament și banii, tratament și întreținere. Copilul meu în fiecare 2 săptămâni trebuie să facă niște analize, da? Care statul nu mi le asigură, pentru că sunt analize genetice. Și aceste analize sunt costisitoare pentru stat. Și respectiv eu trebuie din buzunar să iau în fiecare 2 săptămâni sau odată la lună când mă direcționează medicul, mă duc și dau analizele astea. În plus avem o sumedenie de medicamente care noi zilnic le administrăm. Plus la toate avem chimioterapeut care vine la domiciliu, care îl achităm iarăși din banii proprii, da? Și se ocupă cu copilul. Astea sunt costuri enorme. Și acești bani erau o picătură în toate costurile astea. Dar ei erau și erau permanent. Și acești bani cât de cât erau pe card și eu mă duceam și știam că e nevoie de un medicament și eu l-am găsit, l-am cumpărat. Asta e o siguranță. Niște bani sunt niște o siguranță. Asistentul personal susține că decizia autorităților este una negândită, iar părinții se vor adresa către toate instituțiile statului pentru a nu rămâne neajutorați, întrucât afirmă că numărul familiilor care au nevoie de suport este enorm. Cea mai proastă decizie, să lași copiii cu dizabilitate fără îngrijitori, este o problemă foarte mare, pentru că, vă spun încă o dată, persoanele cu dizabilități sunt persoanele care au nevoie de ajutor permanent. Sunt persoane care fără ajutor nu se descurcă în viață. Ei au nevoie să fie încadrați în centri, în diferite activități. Și noi sunt foarte puțini. Și centri sunt puțini, și activități sunt puțini. Și noi suntem părinții sau chiar și ceilalți, ne ținem de orice moment ca să facem ceva mai bun pentru copiii noștri.
și e foarte greu să te descurci. Chiar și cu acești 5.000 de lei este imposibil de a te descurca. Noi avem părinți care în familii necomplete, da? Tatăl la nașterea la copil, văzând că este cu dizabilitate, a lăsat copil, a lăsat familia și mama se bazează doar pe acești bani. Adică să înțelegeți că se întreține cu acești 5.000 de lei și copilul cu dizabilitate. Și mai avem și părinți care nu au putut lăsa lucru, da? Pentru că au un post și au angajat ca să aibă grijă pe cineva, o persoană terță, de copilul lor cu dizabilitate. Consilierul pe comunicare al primarului general al Capitalei, Natalia Ixar, ne-a spus că va examina petiția și apoi va veni cu o nouă reacție. La acest subiect deja s-a discutat. Haideți să văd deocamdată și deocamdată rămâne toate acele declarații care au fost până acum. Amintim că până la sfârșitul anului trecut de serviciile sociale erau responsabile autoritățile publice locale, dar din 1 ianuarie curent, cu excepția municipiului Chișinău și Găgăuzia, acestea au trecut în gestiunea guvernului. Tot pentru ele, executivul a preconizat suma de 200 de milioane de lei. În ceea ce privește municipiul Chișinău și Găgăuzia, Ministerul Muncii spunea anterior că acestea pot finanța salariile asistenților sociali din veniturile proprii și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru prestațiile de asistență socială. Primarul Chișinăului afirma însă că pentru Chișinău nu au fost alocați banii necesari. A acuzat guvernul că a tăiat din bugetul primăriei și, prin urmare, municipalitatea optimizează cheltuielile pentru asistenții personali. În reacție, Ministerul Finanțelor a anunțat că în bugetul de stat pe acest an nu s-a redus cuantumul contribuțiilor la bugetul municipal al municipiului Chișinău, ci pe dimpotrivă a fost majorat cu aproximativ 39,5 milioane de lei. Potrivit datelor, în total în țară sunt aproximativ 7.200 de asistenți personali. Aceștia au un salariu ce poate personal ajunge la 4.900 de lei. Alegerile prezidențiale vor fi organizate cel mai probabil la mijlocul sau sfârșitul lunii octombrie 2024. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Juridice din Parlament, Olesea Stamate, la emisiunea Rezumat de la Realitatea. Potrivit deputatului PAS, citez, alegerile prezidențiale ar trebui să aibă loc în această toamnă. Urmează să se facă toate calculele necesare pentru ca membrii CEC să se pregătească, dar ținând cont de data de 24 decembrie, când expiră mandatul actualului președinte, respectiv cam ar fi sfârșitul sau mijlocul lunii octombrie. Urmează să fie stabilit de Parlament, a mai punctat Stamate. Pe partea ce ține de alegerile prezidențiale, codul electoral ar putea fi modificat din nou, a treia oară timp de un an. Se întâmplă după ce Maia Sandu a refuzat să promulge legea adoptată de Parlament pentru modificarea articolului 135 din codul electoral cu privire la data alegerilor și a remis-o legislatorilor pentru revizuire, declarând că, potrivit Constituției, alegerile prezidențiale au loc în decurs de 2 luni și nu în 60 de zile, așa cum se precizează în amendamentul adoptat de deputați. În plus, Sandu nu este de acord cu data alegerilor prezidențiale stabilită de Parlament, care va fi cu cel puțin 90 de zile înaintea de ziua votului, pentru că ar fi mult prea târziu, consideră ea. La o zi de la solicitarea președintelui, deputații s-au întrunit în ședința extraordinară și au examinat mai multe inițiative legislative, între care cea care prevede modificarea codului electoral și a legii privind partidele politice. Demersul Mai Sandu vizează prevederi ce se referă la data alegerilor pentru funcția de președinte al țării. Astfel, în urma adoptării documentului în lectură finală, cu votul a 58 de deputați, codul electoral ar urma să fie modificat din nou, a treia oară timp de un an. Este deja a patra versiune a modificărilor la codul electoral aprobată de fracțiunea PAS în acest format al Parlamentului. Printre inițiativele legislative votate astăzi de deputați se regăsește și cea care se referă la data alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Asta după ce Maia Sandu a menționat că nu este de acord cu data alegerilor prezidențiale stabilită de Parlament la sfârșitul sesiunii de toamnă, care va fi cu cel puțin 90 de zile înainte de ziua votului. Pe 15 ianuarie, președintele Maia Sandu a întors Parlamentului un proiect de lege de modificare a codului electoral, care a fost votat de legislativ în luna decembrie 2020.
23 și au transmis-o președintelui spre ratificare și deja pe 18 ianuarie deputații s-au întrunit pentru a le analiza. În opinia președintelui Republicii Moldova, data alegerilor prezidențiale urmează a fi stabilită mai devreme decât cu cel mult 90 de zile înainte de ziua alegerilor, așa cum se stabilește conform modificărilor operate la codul electoral prin legea supusă reexaminării. Această soluție va contribui la previzibilitatea procesului electoral și la organizarea și desfășurarea unor alegeri libere, corecte și transparente. Data alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova se stabilește prin hotărâre a Parlamentului cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor. Modificarea unor acte normative susținut cu votul A. 58 de deputați. În semn de protest, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au boicotat ședința extraordinară de astăzi și deputații independenți aleși pe listele partidului Șor, declarat neconstituțional, au boicotat și de această dată ședința. Anterior, ei au menționat că preferă să lucreze în teritoriu cu oamenii, lucru despre care reprezentanții PAS au spus că este alegerea lor să vină sau nu la ședințele Parlamentului. Sistem că uite sesiunea extraordinară, de dragul sesiunii extraordinare, că uite trebuie să ne clarificăm cu alegerile prezidențiale, cu referendumul și cu procuratura. În această situație, în formă de protest, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor va boicota și această ședință. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o replică către deputații BCS. Stimați colegi, eu îmi pun întrebarea, de ce ați mai venit? De ce ați mai venit? Salariu. No, eu zic să vă stea salariul de azi în gât. Scuzați pentru așa urare. Da. Cât ni sunt țări să vii tu și să pleci, nici nu ai dovedit să încălzești scaunul măcar. Ulterior, deputatul BCS Adela Răilean a criticat pe social media declarația lui Igor Grosu. Eu nu mi-amintesc o mai mare degradare a dialogului parlamentar. Șefului Parlamentului nu are altă preocupare decât să-și înjure colegii și să dea lecții de comportament politic. Tare mă tem că la finalul acestui mandat rușinos și accidental, celor din PAS le vor sta în gât toată suferința și umilința la care supun ei acest popor. Și două cuvinte despre contribuția lor de azi la binele țării. Au convocat o ședință absolut inutilă, fără proiecte relevante pentru oameni, a mai punctat Răilean. Un alt amendament votat în lectură finală se referă la legea privind partidele politice. Potrivit modificărilor, formațiunile politice și alți concurenți electorali ar putea fi excluși din campaniile electorale atunci când există dubii referitoare la activitatea acestora. Mai exact, activitatea partidului politic poate fi limitată dacă acesta nu depune raportul privind gestiunea financiară sau informațiile necesare pentru efectuarea controlului sau supravegherii financiare a partidului, precum și a rapoartelor privind gestiunea financiară a acestuia în termenul și formatul stabilit de CEC. Anterior, Comisia de la Veneția s-a expus asupra modificărilor operate la codul electoral, ceea ce poate restrânge dreptul altor concurenți de a participa la alegeri. Experții au solicitat autorităților să furnizeze dovezi suficiente și relevante pentru a demonstra că persoanele vizate de restricția de a fi alese îndeplinesc condițiile și criteriile stabilite în legislație și că de preferință acest lucru este stabilit de o instanță. Totodată s-a recomandat că persoanele să le fie oferită o șansă reală de a contesta în fața organelor electorale prezumția privind implicarea lor în activități care au dus la declararea unui partid politic drept neconstituțional. Unde Verde a primit azi din partea deputaților și amendamentul legii privind evaluarea integrității instituționale, înaintată de deputatul PAS Lilian Carp. Potrivit actului, vor fi obligați să depună declarația de avere și interese personale și angajații instituțiilor publice la autogestiune, persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor din cadrul instituțiilor publice și persoanele cu funcții de control din cadrul întreprinderilor de stat și municipale. Tot aici mai intră societățile comerciale cu capital de stat, președinții, vicepreședinții și membrii organelor executive centrale ale partidelor. Asociația Promolex recomandă Parlamentului să-și revadă inițiativa privind posibilitatea desfășurării concomitente a referendumului republican și a alegerilor parlamentare sau prezidențiale, în contextul reexaminării proiectului de lege inclusă în agenda ședinței plenare de joi, 18 ianuarie. Despre asta se spune într-o notă a organizației neguvernamentale. Reacția reprezentanților Partidului Puterii o vedeți în material.
Într-un comunicat emis de Promolex, experții consideră că articolul 184, aliniatul 2 din codul electoral, care prevedea că referendumul republican nu poate avea loc în ziua alegerilor parlamentare, prezidențiale și a celor locale generale, nu trebuie modificat, prevederile acestuia fiind conforme recomandărilor instituțiilor europene de referință în domeniul democrației și a misiunilor internaționale și naționale de observare a alegerilor. Subliniem că amendarea acestui articol, care face posibilă organizarea în aceeași zi a referendumului republican și a alegerilor prezidențiale și parlamentare, a fost aprobată la 28 decembrie 2023 prin ignorarea legislației privind transparența decizională pe parcursul consultării, dezbaterii și votării. De asemenea, din argumentarea expusă de autoarea amendamentului cu privire la organizarea referendumului concomitent cu alte alegeri, nu este clar care sunt motivele amendării legislației. În nota emisă se mai spune că subiectul integrării europene este unul de interes public strategic pentru Republica Moldova, care nu trebuie adoptat sau monopolizat în scop electoral de o anumită forță politică. Faptul că inițiativa de organizare a referendumului în aceeași zi cu alegerile prezidențiale vine din partea unui viitor candidat în alegeri îl poate avantaja pe acesta în raport cu ceilalți pretendenți. Menționăm în context că importanța parcursului european pentru viitorul Republicii Moldova ca stat și societate democratică a fost demonstrată pe parcursul anilor de mai multe guvernări de diferite culori politice. De asemenea, cel puțin 28 de partide politice din cele 63 înregistrate, potrivit paginii Agenției Servicii Publice, au înscris în statutul său dezideratul de integrare europeană. În context, experții asociației declară că dacă Parlamentul sau altă autoritate publică va decide totuși să inițieze pentru toamna anului 2024 un referendum concomitent cu alegerile prezidențiale, acesta ar trebui să fie unul constituțional, care să producă efecte juridice obligatorii, dată fiind tematica de interes național major a referendumului preconizat. Un eventual referendum constituțional ar presupune completarea Constituției cu norme privind garantarea parcursului european al Republicii Moldova, fiind astfel mai justificat din perspectiva efectelor juridice și a costurilor de organizare, se mai spune în comunicatul emis de Promolex. Am solicitat o reacție la aceste declarații de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, dar Adriana Vlas ne-a scris într-un mesaj că nu comentează cele menționate de Promolex. Serviciul de presă al președinției nu ne-a răspuns deocamdată la solicitarea expediată pentru o reacție. Amintim că în 24 decembrie Maia Sandu a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat de președinte. Tot atunci ea a cerut Parlamentului să organizeze în toamna viitoare un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Două zile mai târziu, deputatul PAS Veronica Roșca a înregistrat un amendament la codul electoral pentru a oferi posibilitatea organizării plebiscitului în aceeași zi cu scrutinul. O altă modificare propusă la codul electoral e că alegerea președintelui țării să aibă loc cu cel puțin 90 de zile până la expirarea mandatului și nu cu 60 de zile, cum e acum prevăzut de lege. Inițiativa Partidului de Guvernământ a venit după ce secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinski, a declarat că referendumul privind aderarea Republicii Moldova la UE, despre care a vorbit Maia Sandu, nu poate fi organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Potrivit acestuia, orice plebiscit poate fi desfășurat cu 60 de zile înainte sau după un scrutin, iar CEC va începe procesul de organizare a referendumului după ce legislativul va adopta o hotărâre în acest sens. Ulterior, Parlamentul a votat modificarea la codul electoral cu votul la 58 de deputați PAS. În argumentarea modificărilor, reprezentanții puterii au făcut referire la situația din februarie 2019, atunci când în aceeași zi au avut loc alegeri parlamentare concomitent cu referendumul republican, iar Curtea Constituțională a confirmat rezultatele scrutinului. În cadrul unui interviu pentru nordnews.md, premierul Dorin Recean a declarat că e ceva normal ca referendumul să se desfășoare în aceeași zi cu alegerile prezidențiale și nu vede de ce l-am face separat. Eu sper că putem să facem acest demers către cetățeni într-un exercițiu. Nu văd de ce l-am face separat, cu atât mai mult că președinta Maia Sandu este în fruntea acestui efort de integrare europeană și atunci cumva ar fi congruent și consistent, adică ceva normal ca aceste lucruri să se întâmple împreună.
Trebuie să vedem care sunt reglementările legate în acest sens, dar opțiunea pe care vrem să mergem este să le organizăm concomitent în aceeași zi, a declarat Recean. Anterior și Asociația Parlamentului Independenței declara că organizarea referendumului cu privire la necesitatea aderării la Uniunea Europeană în aceeași zi cu alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului nu este doar ilegală și inoportună, dar și periculoasă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Într-o declarație publică, semnatarii documentului cer autorităților de la Chișinău să renunțe la această inițiativă. Deputații Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate au fost convocați în această după-amiază la președinție. Ședința a avut loc cu ușile închise, iar la ieșire, șeful cabinetului președintelui, Maia Sandu, a declarat că informația apărută în presă privind remanieri la Ministerul de Externe este doar un zvon. Eu am văzut știrile de pe telegramuri. Asta este doar o zvonistică. Atâta timp cât asemenea anunțuri nu parvin de la autorități, din surse demne de încredere, vă rog să le tratați ca și o zvonistică. Este o practică normală ca doamna președință întrunește sau invită, mai bine zis, fracțiunea majoritară. Discuția s-a axat mult pe integrarea europeană și ce avem de făcut pentru a valorifica deschiderea negocierilor. Discuția s-a axat pe lupta cu corupția și reforma justiției, continuarea ei și, evident, am discutat mult despre recuperarea economică după o perioadă complicată. A fost o ședință de planificare, de coordonare între Parlament și președinței. Bun, dar să despre care se face pentru 2024, unde suntem, unde ne-au oprit în 2023. Pot să vă dau acum detalii generale, nu pot să vă dau acum detalii concrete, nu ar fi corect. Amintim că unele canale de Telegram au scris că ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, ar urma să-și părăsească fotoliul, iar locul său să fie ocupat de vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi. Aceleași surse menționau că deputatul PAS, Doina German, ar urma să fie numită în funcția de vicepreședinte al legislativului. Prim-ministrul Dorin Recean se află în aceste zile în Elveția, unde participă la Forumul Economic Mondial. Potrivit guvernului, oficialul a avut deja o serie de întrevederi. Despre deplasarea premierului Dorin Recean la forumul de la Davos, reprezentanții guvernului de la Chișinău au anunțat în seara zilei de 16 ianuarie. Jurnaliștii Canal 5 au încercat să afle cât costă călătoria delegației moldovenești și dacă participanții din Moldova la forum plătesc o taxă de participare care poate varia de la 70 la 250 de mii de dolari. Toate deplasările premierului Dorin Recean sunt realizate în cadrul programului oficial al executivului. Ele sunt organizate după ce este stabilită componența delegației, se face o dispoziție. Toate plățile privind biletele avia, cazarea și diurnele premierului sunt asigurate conform nomenclatorilor stabilite de lege, iar raportarea pe costurile exacte se face după încheierea deplasării și avem pe site-ul guvernului o secțiune separată în care noi listăm toate cheltuielile privind deplasarea oficialilor. Guvernul Republicii Moldova nu a plătit niciodată în istoria sa participarea sau orice taxă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Oficialii guvernamentali care iau parte la aceste evenimente sunt invitați de către persoanele responsabile care organizează paneluri tematice unde participă alți lideri. Până acum, prim-ministrul Dorin Recean a avut întrevederi cu prințul Albert II al Monaco, prim-ministrul regatului țărilor de jos Mark Rutte, prim-ministrul Croației Andrei Plenković, prim-ministrul Liechtensteinului Daniel Riș, dar și cu omologii săi din Croația și regatul țărilor de jos. Potrivit informațiilor oficiale, discuțiile s-au axat pe atragerea investițiilor în țara noastră, dar și perspectivele integrării europene. Lucrările Forumului Economic Mondial se desfășoară în perioada 15-19 ianuarie, iar din componența delegației țării noastre mai fac parte ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba, dar și secretarul de stat la Ministerul Energiei Carolina Novak. În lipsa lui Dorin Recean, ședința executivului a fost prezidată de către vicepremierul Vladimir Bolea. Recean este al doilea șef de executiv al Republicii Moldova invitat la această reuniune.
Gazul s-ar putea ieftini, consumatorii casnici ar putea plăti cu circa 10% mai puțin, adică în jur de 16 lei și 25 de bani pentru metru cub. Informația a fost confirmată astăzi pentru Canal 5 de către Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz. El a mai declarat că întreprinderea planifică să depună cererea către ANRE de reducere a tarifului în 26 ianuarie. După estimările preliminare, considerăm că tariful mediu va fi redus în jur de, urmează a fi ajustat în jur de 10%. Sunt revizuite pronosticurile ce țin de prețuri de achiziție pentru anul 2024. Deja diviile financiare practic le recuperăm și volumul de consum așteptăm că să crească. Cam acești trei factori influențează asupra solicitării noastre. Ministrul Energiei Victor Parlicov a declarat aseară în studioul Jurnal TV că Moldova Gaz pregătește o solicitare către ANRE pentru reducerea tarifului. Potrivit oficialului, în condițiile unui preț mai mic de achiziție a gazului, există premise de micșorare a tarifelor pentru consumatori. El a mai spus că o eventuală scădere a prețului ar putea avea loc în luna februarie. Pentru că, spre deosebire de perioada când țara era în stare de urgență și tarifele erau modificate rapid, acum procedura ANRE va dura mai mult timp, a declarat ministrul energiei. Victor Parlicov a mai spus că săptămâna viitoare Republica Moldova va achiziționa gaze naturale direct din nava care le transportă din SUA cu circa 30 și ceva de euro pentru un megavatoră, adică circa 340 de dolari pentru 1000 de metri cubi. La sfârșitul anului trecut, Victor Parlicov spunea că pentru a fi reduse cifrele din facturi, trebuie mai întâi să consumăm gazele cumpărate în 2022 la prețuri foarte mari. Din acest an, Gazprom livrează gaze naturale către Moldova Gaz cu 380 de dolari pentru 1000 de metri cubi, față de 831 de dolari cât este în decembrie. Moldova a renunțat la gazul rusesc de la sfârșitul anului 2022 și s-a reorientat pe piețele din vest, după ce Gazprom a redus cantitatea livrată Chișinăului. Întregul volum de metan este direcționat către partea stângă a Nistrului în schimbul energiei electrice. În prezent, consumatorii casnici achită 18,06 lei pentru metru cub de gaze. Ultima oară tariful a fost revizuit în luna iunie. Facturile pentru întreținere primite de locuitorii capitalei în această lună pentru mulți consumatori au fost mai mari decât cele din perioada similară anului trecut. Potrivit orășenilor întâlniți de echipa noastră de filmare, cheltuielile lor pentru energie au crescut în acest sezon de încălzire, deși tarifele s-au redus față de 2023. În același timp, unii dintre interlocutorii noștri se plâng de erori în facturi, cum a comentat ministrul Muncii. Aceste probleme vedeți în continuare. Orășenii care formează cozi la oficiile poștale ca să plătească întreținerea sunt indignați de creșterea cheltuielilor pentru energie. Potrivit interlocutorilor noștri, pentru cei mai mulți dintre ei, reducerea tarifelor față de anul trecut a dus nu la micșorare, ci dimpotrivă, la majorarea plăților. Это больше, чем в прошлом году или меньше? Mai mult. Mai mult am cheltuit, că a fost mai fric de asta. La 500 de lei. Tot la fel a fost ca și anul trecut. Adică nu avem nici compensații numai la gaz. Cheltuielile au crescut puțin pentru că anul trecut compensația a fost mai mare, iar acum mai mică, 3.000 lunar. Asta afectează. Potrivit unor orășeni, din cauza cheltuielilor crescând, ei se află la limita supraviețuirii. Nu au acordat compensație pentru energie electrică. Anul trecut am plătit 1.600, iar pentru luna trecută 1.900. Pentru că anul trecut ne-au dat puțin pentru curent, iar anul acesta nu. Eu locuiesc cu fiul meu, el este invalid, eu sunt pensionar, abia supraviețuim. Pentru nivelul nostru de viață, trebuie ca facturile pentru întreținere să corespundă realității, salariului. Pentru că la un salariu de 5.000 de lei nu poți plăti 4.000, doar pentru încălzire și să supraviețuiești cu 1.000. Iar dacă mai ai copii, acum mai trebuie să plătești și pentru grupele cu program prelungit la școală. Ce pensie aveți?
2500 de lei, iar factura 2013 lei, doar pentru încălzire. Suma întreagă, la mine, am calculat 3060 de lei. De unde veți lua bani atunci? Nu știu. Voi plăti la vară, iar vara nu vom mânca nimic, nici mere, nici struguri, nimic. Și vom plăti. Nu mâncăm, ci suferim de foame. Că ne vinăgrad, nici o putem plăti. În același timp, mulți dintre interlocutorii noștri se plâng de erori în facturi. Я вам скажу другое, что просто они неправильно. Vă mai spun ceva, ei nu oferă corect compensații. De exemplu, eu am economisit, adică am plătit mai puțin. Ei se uită la procent, cât cheltui pe electricitate, gaz, etc. și iau procentul. Dacă ai cheltuit mai puțin, atunci te pun într-o categorie inferioară, înțelegeți? Cei care economisesc iau și peste nas. Am primit o factură de peste 4500 de lei, priviți, pentru un apartament cu 3 camere, iar pensia mea este de 2044 de lei. Ei se laudă că mi-au compensat 1600 de lei. Am primit 800 de lei, dar acești 800 de lei sunt incluși în factură și acum datorez 2800 de lei. Alții însă sunt destul de mulțumiți de valoarea compensației. Totul este cam la fel, pentru că ne fac reduceri nouă pensionarilor, respectiv nu-i chiar atât de rău. Compensarea pentru încălzire e normală, pentru apartament cu o cameră, nu știu cum e la 3 camere, dar aici e normal, sunt mulțumit deocamdată. Între timp, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, răspunzând la întrebarea reporterului Canal 5, a spus că înăsprirea condițiilor de acordare a compensațiilor în 2024 față de anul trecut, împreună cu accesul la datele privind creditele imobiliare ale solicitanților, permite estimarea mai exactă a venitului disponibil al familiei. Potrivit oficialului, măsura are scopul să asigure transparența și corectitudinea în acordarea ajutoarelor sociale. Ne referim la compensații, trebuie să ne referim la prețul final care este achitat de către cetățeni. Am reiterat, inclusiv pentru datele din decembrie 2023, prețul final achitat de către 90% din cei care beneficiază de compensații este similar cu cel din anul trecut. Avem 275.000 de gospodării care beneficiază inclusiv și de plata monetară, mult mai multe comparativ cu anul trecut. Numărul de beneficiari de compensații din acest an este similar cu anul trecut. Că valoarea compensației și numărul beneficiarilor vor fi mai mici, Buzu a avertizat încă toamna trecută. Pe lângă înăsprirea criteriilor de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate, ministrul a invocat atunci, în calitate de argument, și lipsa banilor în buget, care în sezonul precedent de încălzire au fost disponibili datorită sprijinului partenerilor externi. Anul acesta, banii donatorilor au fost folosiți pentru alte nevoi, spunea atunci Buzu. În plus, reamintim că anul acesta doar acei cetățeni care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md au putut solicita despăgubiri. În ceea ce privește erorile în calcule, potrivit ministrului, toți consumatorii care consideră că există neconcordanțe sau erori în facturile primite ar trebui să se adreseze la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, unde vor fi ajutați să înțeleagă problema. El a mai amintit că toate cererile de despăgubire sunt verificate prin noua bază de date ale unor instituții precum Serviciul Fiscal, Agenția Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale și altele. Totodată, ministrul a declarat că bugetul pentru compensații din acest an se cifrează la 2,7 miliarde de lei, cu un miliard mai puțin decât anul trecut. Potrivit lui Buzu, sursele sunt mai puține, întrucât în acest an și tarifele la energie sunt mai mici. Ministrul mai afirma că în total aproximativ 780.000 de gospodării s-au înregistrat pe platforma guvernamentală pentru a beneficia de compensații în perioada rece a anului, iar cele mai multe persoane au obținut categoria foarte vulnerabilă, însă datele urmează să fie definitivate. Totodată, numărul categoriilor de vulnerabilitate a fost majorat cu 2. Un protest a fost organizat astăzi la Bender, lângă clădirea unde a avut loc ședința Comisiei Mixte de Control. Participanții la acțiune au cerut Chișinăului să anuleze decizia care obligă companiile înregistrate în regiunea transnistreană să plătească taxe vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova. Biroul Politic de Reintegrare a declarat pentru Canal 5 că instituția constată cu regret că evenimentele propagandistice continuă în regiune, fără să aibă ceva în comun cu dreptul la libertate, la întrunire și libera exprimare.
Potrivit participanților la protest, Chișinăul a introdus măsuri de presiune asupra întreprinderilor transnistrene și economiei regiunii în ansamblu. Demonstrații țineau pancarte pe care scriau: nu vom plăti bine. Ne-ați oprit întreprinderile. Jefuirea poporului nu este calea spre Europa. Manifestanții sunt convinși că modificările introduse de la 1 ianuarie privind plata taxelor vamale reprezintă încă un pas în blocada economică a regiunii de către Chișinău. Întreprinderile se vor opri, va începe șomajul în masă, copiii noștri nu vor putea beneficia de o educație normală, decentă. Pensionarii și cetățenii noștri nu vor putea beneficia de tratament normal în sectorul sănătății. Spitalele noastre nu vor putea funcționa normal. Transnistria va fi auzită de Moldova? Ar trebui să o audă, doar nu e atât de departe. Ne-am săturat deja. De mai bine de 30 de ani am trăit liber unul lângă altul. Iar acum o altă blocadă economică. Cât se mai poate? Solicitat de Canal 5 să comenteze acțiunea de la Bender, Biroul Politici de Reintegrare a menționat următoarele: constatăm cu regret că evenimentele de propagandă continuă în regiune fără a avea nimic comun cu dreptul la libertatea la întrunire și libera exprimare, care sunt interzise și urmărite penal în regiune, mai ales dacă nu coincid cu poziția administrației locale. Citat încheiat. Nemulțumirile în stânga Nistrului au apărut după intrarea în vigoare a noului cod vamal, care elimină toate scutirile la plata taxelor vamale de care s-au bucurat până acum agenții economici din regiunea transnistreană. În reacție, așa zisele autorități de la Tiraspol au anunțat că anulează așa zisul regim vamal preferențial pentru fermierii din Dubăsari, care au terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol. Astfel, aceștia sunt obligați să achite taxe în bugetul malului stâng al Nistrului. De asemenea, regimul de la Tiraspol intenționează să oblige proprietarii de mașini cu numere moldovenești, care au domiciliul permanent în localitatea Dorotskaya, să achite o vinietă. O altă decizie anunțată de Tiraspol prevede că din 1 februarie persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, dar care activează în regiunea transnistreană, vor plăti pentru resursele energetice, conform tarifelor de pe malul drept. În replică, vicepremierul pentru reintegrare a declarat anterior că aceste decizii nu intimidează autoritățile constituționale. Această cursa escaladării relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol este nocivă. Nu ne intimidează acești pași în niciun caz și nu ne vor face să revedem poziția pe care o avem. Deci concesiuni la capitolul codului vamal nu vor fi făcute. Vom vedea, vom analiza care va fi situația și cum vom proceda mai departe. Oleg Serebrean a mai declarat atunci că dacă nu se va găsi o înțelegere la Tiraspol, autoritățile de la Chișinău urmează să decidă cum vor compensa pierderile suferite de fermierii moldoveni pe malul stâng al Nistrului. Nu e pentru prima dată când recurgem la astfel de compensații, deși sper că nu se va ajunge până aici. În 18 ianuarie, Biroul Politici de Reintegrare a comunicat că autoritățile de la Chișinău îndeamnă Tiraspolul să renunțe la orice acțiuni cu caracter restrictiv, ce vor limita libera trecere către terenurile agricole din raionul Dubăsari, amplasate după traseul Tiraspol-Kamenka, acțiune ce nu va conduce decât la creșterea tensiunilor dintre cele două maluri. Instituția a mai menționat că posibila problemă de impunere la plățile vamale ilegale la trecerea prin infrastructura neautorizată a posturilor de control ale Tiraspolului, a materialului semincer, va fi discutată în cadrul vizitei de lucru a vicepremierului pentru reintegrare în raionul Dubăsari, planificată pentru săptămâna viitoare. Potrivit reprezentanților administrației de pe malul stâng al Nistrului, inovațiile pentru regiune în ceea ce privește taxele vamale încalcă atât acordurile procesului de negociere, cât și mecanismul stabilit acum 10 de ani între Chișinău și Tiraspol.
Așa a zis-o ministru de externe din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, a spus că la sfârșitul anului trecut, când au fost discutate problemele economice, nimeni din partea moldovenească nici măcar nu a dat de înțeles că ar putea exista dificultăți sau complicații. Potrivit datelor preliminare oferite de Tiraspol, prejudiciul adus regiunii prin plata taxelor vamale s-ar putea ridica la 16 milioane de dolari anual, iar una dintre consecințe va fi creșterea prețurilor. Între timp, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a subliniat în contextul întâlnirii din 16 ianuarie cu reprezentanții administrației de la Tiraspol că noul cod vamal se aplică nu doar Istreana, ci pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Totodată, el a remarcat că, în urma modificărilor, au fost anulate taxele pentru procedurile vamale, pe care întreprinzătorii din stânga Nistrului le plăteau din 2023. Au fost introduse taxe vamale egale, unice, pentru întreprinzătorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Aceste taxe vamale nu sunt nici TVA, cum au interpretat unii, nu sunt nici accize, a menționat Serebrean. El a precizat că suma rezultă din taxele vamale de la întreprinderile din regiunea transnistreană va reveni în Transnistria într-o formă sau alta, în condițiile în care mulți studenți din stânga Nistrului învață pe malul drept, iar zeci de mii de cetățeni care locuiesc pe malul stâng primesc pensii pe malul drept. Amintim că, potrivit unor modificări la codul vamal, din luna ianuarie, agenții economici din regiunea transnistreană achită toate plățile aferente la importul mărfurilor, așa cum o fac celelalte companii din Republica Moldova. Serviciul vamal de la Chișinău a explicat că această măsură asigură un tratament egal al tuturor companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și din numele întregii echipe Canal 5 vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!